ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legea noastră, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citirăm. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte în vremea ce s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poartă, era o scăldătoare care se numea pe vrește Viteza și având ce spritvoare, în aceasta zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi uscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pacea Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus, Mântuirea să le lase Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru instituția aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu sunt în ea Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh Domnului. Doamne, miluiește! Pentru ca să pogoare peste apa aceasta lucrarea ce curățitoare trăimii ce mai presus de fire Domnului. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi culminarea cunoștinței printre imece de ființă Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să rătânătă pe fi și moștenitor împărăției sale. Prin gustare și slupirea cu apa aceasta Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi tu necazul, mânia, primejdea-și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvită, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. La Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Amin! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare, într-un sfat și minunat în lucrări, făcătorul la toată făptura, cea văzută și cea nevăzută. Cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale. Cel ce primești lacrimile și domnința ale tuturor celor de nevoi,
că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năducine înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt, ai făcut să se sălășduiască lumina. Cel ce oprești varurile patim în cel pătrânce, își pătrăiești mare acest rat aceste vieți și îmblânzești pornurile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți, viitoare de mână împărate, cel ce ne dă nouă să purtăm veșmântul unat ca zăpadă din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață, făcătorului totul care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și acum trimite harul preasfântului totul care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și acum trimite harul preasfântului și de viață, făcătorului totul care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustare strupului cu apa aceasta trimite nouă binecuvântarea ta, care spală tălăcina patinilor, așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră, bunește, mădește cu mila ta bolile noastre, cele sfete și trupești. Pentru rugăciune preacurate, preminecuvântate, stăpâne născătoare, Dumnezeu și pura Fecioară Maria, cu terea cinstite și de viață, păcătoarei cruși, cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor și netrupeștilor puteri. Pentru rugăciune cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, slăviților și întronul dator apostol, cu ale centru sfinți părinții noștri mardascări ale mișerat, Vasile cel Mare, Grigore Dumnezeu Putătorul și Oan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chirișoa cel Nostri, Patriarh Alexandriei, ale sfântului Nifon, Patriarh Constantinopolului, ale centru sfinți părinții noștri Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichei, Spiridon a Trimitunde și Nectarie de la Eghina, făcători de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorești și Savati, Mivireaune, Iosif Mărturisitorul, Gherasie și Leontie, ale sfinților slăviților și Marul Mucenici Gheorghe, purtător de biință, Dimitrie Zborător, Dimitrie Teodor Tiro, Teodor Statilat, Ioan cel Nou, Sergie și Vachea, Valacul și Oprea, cu ale sfinților preoți Mărturisitor Ioan și Moise, ale binecuvântatului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cu ale sfinților martiri Constantin, Vodă Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și Anachie Sfetnicu, ale sfinților mucenițe Filof, Teodra și Tatiana, cu ale tuturor sfinților bunilor iubitor mucenici și mucenițe, cu ale sfinților slăviților și făcători de minuni doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chirșoan, Paternul și Elmulae, Samson și Leomid, Moche și Anichim, Talereu și Trifon, cu ale preacuvioșului Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigor de Capolito, Nicol de la Tismara, Dimitrie cel Nou, Visarion Sofronie, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezerul, Vâlcii, Daniel Sihastru, Ioan Casian, German și Ioan Iacov, Hozevitu de la Neamț, cu ale Sfintelor cu viață mai cât cine noastre Parascheva de la Iași, Teodora de la Sicla, cu ale Sfântului proroc Ioan Botezătorul, cu aducerea moaștilor Sfântului Mare Mucinic Ioan cel Nou de la Sceava, Sfântul era liceta de Mesiana, căruia pomenul să vârșim. Cu ale Sfinților Dreților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept preiucioșurile de aceștia, dându-le sănătate, sufletului și trupului. Și împlinește toate cele de trebuință, om și acei creștini care își ție și fiind toate milostivi. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drept preiucioșul creștin care te învață cuvântul adevărului Tău, de tot cine preoțești și călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc, de cei ce ne vezi pe noi de frații noștri care își stau de față, de cei ce pentru binecuvântate plice nu s-au întâmplat aici și de cei ce n-au purucit noi nevrem ce o să rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila ta, izbăvind toate nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirii Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă ți înălțăm, împreună cu cel fără nici pe Tatăl Tău, Părinte, cu preasfântul și bunul de viață, făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului Tău, ca grevații Domnului să le plecați. Ție, Doamne! Că Tu ești în ținea sfântului și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește
milostește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște robi netrevnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătăților tale, pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi aceștia. Și care, ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Că precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, alii se împlini cererile, așa și de acum înainte vrednicește a spori în dreapta credință, în dragoste, cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii tăi, mântuindu-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-lor pace și liniște. Și învrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta ție celui fără de început și prea sfântul și bunul și de viață pe totul tău duc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, Răzvan și toți cei care lucrează în instituția aceasta, dă-le, Doamne, zile îndelungate întru toate bunăsporire și păzește întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, să trăiți. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu asta iubire de oameni, întotdeauna acum și pururea și în veci, veci. Amin! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci, veci, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că Tine preacurate Maică și ale școale tuturor Sfinților, să-i să ne miluiască și ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase și Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Amin. Amin. La câți oameni sunt aici să fie o gălare de gheață? Da. Da, unde ești pentru jurământ? Pentru jurământ, acolo. Îi pun Evanghelie. Da, da. Sunt la Evanghelie. Da, așa.
Nu vă spun asta, dacă trec la fiecare să vă... Sunt manager public în cadrul instituției prefectului județului Bacău. Și am fost delegat să conduc ședința de constituire a Consiliului Local din Comuna Zemeș de astăzi. Ca toate lucrările să se desfășoare în cele mai bune condiții, vă rog frumos să aveți amabilitatea să închideți telefoanele mobile, să le reduceți volumul sau orice altă metodă o găsiți dumneavoastră potrivită, în așa fel încât să nu putem fi deranjați pe parcursul lucrărilor de astăzi. Vă mulțumesc! Pentru început o să dau citire ordinului domnului prefect Ioan Ghica cu privire la convocarea ședinței de astăzi. Ordin privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a consiliilor locale din județul Bacău. Prefectul județului Bacău emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale conform anexei la prezentul ordin. Articolul 2. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a Consiliului Local va fi desemnat prin delegație scrisă, care va parveni doamnei secretar în săptămâna următoare. Articolul 3. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Punctul 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. Punctul 4. Alegerea președintelui de ședință. Punctul 5. Prezentarea validării alegerii primarului. Punctul 6. Depunerea jurământului de către primar. Punctul 7. Alegerea viceprimarului. Și punctul 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Semnează domnul prefect Ioan Ghica. Este ordinul numărul 146 din 21 iunie 2016. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei președinte a biroului de circumscripție electorală de la Comuna Zemeș pentru a da citire procesului verbal care a constatat rezultatele înregistrate în urma scrutinului din 5 iunie 2016. Doamna președinte, are cuvântul. Bună ziua! În conformitate cu procesul verbal privind alegerile, privind centralizarea voturilor, și alegerea, atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local, numărul total al voturilor valabile exprimate în data de 5 iunie 2016 a fost de 1982 de voturi. Acestea au fost distribuite în felul următor. Partidul Național Liberal a obținut un număr de 1143 de voturi. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, un număr de 66 de voturi. Partidul Social Democrat, un număr de 648 de voturi. Partidul România Mare, un număr de 25 de voturi. Partidul Mișcarea Populară, un număr de 24 de voturi. Iar candidatul independent, Rotilă Valentin, a obținut un număr de 76 de voturi. Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate a fost următoarea. Domnul Tudose Răzvan, din partea Partidului Național Liberal, domnul Minculeț Viorel, Partidul Național Liberal, domnul Diaconu Constantin, Partidul Național Liberal, domnul Anton Adrian Dan, Partidul Național Liberal, doamna Dobrițoiu Valeria Coca, Partidul Național Liberal, domnul Dârlău Romeo, Partidul Național Liberal, domnul Cristea Vasile, Partidul Național Liberal, și domnul Gongescu Petru, Partidul Național Liberal. Din partea Partidului Social Democrat, domnul Dudău Costel, domnul Berța Viorel, Partidul Social... Berța Dorel, mă scuzați, Partidul Social Democrat, domnul Ariș Constantin, Partidul Social Democrat, domnul Gorea Relu, Partidul Social Democrat, și domnul Munteanu Gheorghe, Partidul Social Democrat. Te mulțumim deocamdată, doamnei președinte. În urma
mișcărilor politice care au avut loc după înregistrarea acestor rezultate, au fost convocați pentru ședința de astăzi următorii consilieri. Anton Adrian Dan, vă rog să vă faceți cunoscută prezența, fie prin ridicarea mâinii, fie prin... Domnul Ariș Constantin. Prezent. Domnul Berța Dorel. Prezent. Domnul Cristea Vasile. Prezent. Domnul Dărlău Romeo. Prezent. Domnul Diaconul Constantin. Prezent. Doamna Dobrițoiu Valeria Coca. Prezent. Domnul Dădău Costel. Prezent. Domnul Gogescu Petru. Prezent. Domnul Gorea Relu. Prezent. Domnul Minculeț Viorel. Domnul Munteanu Gheorghe. Prezent. Și doamna sau domnișoara Rața Alexandra Ioan. Prezent. Acestea fiind spuse, constat că din numărul de 13 consilieri, atât cât i-ar reveni comunei Zemeș, sunt prezenți toți, deci avem un vorum mai mare de 2/3 din numărul de consilieri aleși, ceea ce înseamnă că putem continua lucrările ședinței de astăzi. Acestea fiind spuse, eu rog pe doamna secretar să-i nominalizeze pe cel mai în vârstă dintre consilieri și pe cel mai tânăr. Cel mai în vârstă este domnul Ariș Constantin și vă cel rog, mai bine. Tânără, doamna Rața Alexandra Ioana. Vă rog și pe dumneavoastră să ia loc. Bun. Înainte de a trece mai departe, o să... supunem la vot prezența invitațiilor. Votează doar consilierii care s-au auzit nominalizați până în acest moment. Din ceea ce pot eu să-mi dau seama de la momentul de față, mă scuzați, nu sunt familiarizat cu personalitățile locale, îl pot nominaliza doar pe domnul consilier județean Claudiu Năstase și deocamdată cam... Domnul consilier județean. Bunniți. Bandea Toma. Bandea Toma. Mai este altcineva care nu face parte din comunitatea locală? Dacă nu, atunci supun la vot cine este pentru prezența acestor invitați în sală. Vă rog să ridicați mâna dintre consilieri. Atât. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci, asistența a fost acceptată în unanimitate. Acestea fiind spuse, înainte de a da citire ordinii de zi, vreau să propun o pauză de 5 minute. Dacă este necesar, o să putem lungi această pauză pentru ca dumneavoastră, în calitatea de consilieri, să vă constituiți în grupuri de consilieri. Un grup de consilieri trebuie să aibă minimum 3 membri. Vă puteți organiza în funcție de ce criterii doriți dumneavoastră, fie că este apartenența politică, fie că este convingerea religioasă, studii, vârstă și așa mai departe, depinde de dumneavoastră. Acest lucru este necesar pentru ca pe parcursul lucrărilor ședinței de astăzi să avem mai multe voci care să facă propuneri pentru diverse chestiuni pe care le voi ridica la momentul potrivit. În cadrul acestor grupuri de consilieri trebuie să vă desemnați și un reprezentant care va vorbi pentru grupul respectiv. Propun o pauză de 5 minute, vă organizați și în momentul în care sunteți de acord și sunteți gata, ne anunțați și continuăm lucrările ședinței. Vă rog, 5 minute. Continuăm lucrările ședinței. Am înțeles că domnii și doamnele consilieri s-au hotărât. Deci câte grupuri de consilieri avem? Două. Un grup care este reprezentat de? Grupul PNL de Dobrițoiu Valeria Coca, liderul PNL-ului. Așa. Și celălalt grup? Cel de-al doilea grup? Ariș Constantin. Grupul? PSD. PSD, da. Lider de grup? Domnul Berța Dorel. Ok. Bun. Atunci, supunem la vot ordinea de zi. Vă mai citesc încă o dată punctele principale. Punctul numărul 1. Alegerea comisiei de validare. Punctul numărul 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilieri ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primarul localității. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Doamna secretar, votată în unanimitate.
În momentul de față, trebuie să alegem comisia de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși. Pentru aceasta, trebuie un număr impar de membri. În mod normal, o comisie de validare are între 3 și 5 membri în funcție de numărul de consilieri corespunzător pentru unitatea administrativă teritorială respectivă. Pentru o comunitate cum sunteți dumneavoastră, propun un număr de 3 consilieri. Dacă mai sunt alte propuneri, vă rog frumos să le faceți cunoscute. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot numărul de 3 membri pentru Comisia de Validare a Mandatelor de Consilieri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci avem validat în unanimitate numărul de 3 membri ai Comisiei de Validare. În acest moment vreau să aud din partea dumneavoastră propunerile pentru constituirea Comisiei de Validare, pentru cele 3 persoane care vor fi membri Comisiei. Din partea PNL-ului, domnul Cristea Vasile, domnul Târlău Romeo și domnul Anton Adrian. Bun. Din partea celuilalt grup de consilieri. Propuneri. Da? Rămân aceeași? Atunci, să punem la vot comisia în formula enunțată de doamna Coca? Da. Doamna Coca. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Felicitări, Toma, ați luat prima hotărâre în calitatea dumneavoastră de Consiliul Local al Comunei Zemeș. Îi rog pe membrii comisiei de validare să vină la doamna secretar să cerceteze dosarul. Da? Dosarul de validare, vă uitați peste ele, dacă semnalați oricine în regulă, le aduceți acum. Luați loc, ți-mi mai bine. Luați loc acolo și uitați să-mi luați loc, luați fiecare dosar. În momentul în care ați parcurs toate cele 13 dosare și aveți de făcut anunțuri, ne anunțați.
În momentul de față, Comisia a constatat că nu sunt nereguli, prin urmare trecem la următoarea etapă și anume o să propunem spre validare mandatul individual al fiecărui consilier. În acest sens, consilierul care se va auzi nominalizat nu votează, votează numai colegii dumnealui. Vă atrag atenția, este un vot deschis, la vedere. Și în momentul în care cineva nu dorește să valideze mandatul unui coleg, trebuie să aibă motive întemeiate. Da? Supunem la vot validarea mandatului domnului Anton Adrian Dan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Ariș Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Berța Doret. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Cristea Vasile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Dărlău Romeo. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Diaconu Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului doamnei Dobrițoiu Valeria Coca. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mandat validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Dudău Costel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Gogescu Petru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Gorea Rebu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Minculeț Viorel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului Munteanu Gheorghe. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mandat validat în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului doamnei consilier Rața Alexandra Ioana. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mandat validat în unanimitate. În momentul de față am parcurs cea de-a doua hotărâre a Consiliului Local de astăzi. În acest moment, o să rog pe doamna secretar să numeze jurământul. Fiecare dintre consilieri validați va depune jurământul. Atrag atenția că acest jurământ se va semna ulterior în două exemplare. Un exemplar va rămâne la dosarul ședinței de constituire, un alt exemplar îi va reveni consilierului care a depus jurământ. Eu o să rostesc formula de jurământ. Dumneavoastră, după rostirea formulei, veți fi invitați și cu mâna pe Biblie și pe Constituție veți rosti formula jur, iar după aceea veți semna cele două exemplare. În momentul în care, din motive de conștiință religioasă sau din alte rațiuni, nu doriți să jurați cu mâna pe Biblie, atunci veți face acest lucru numai cu mâna pe Constituție. Atrag atenția, nedepunerea jurământului sau refuzul de a depune jurământul atrage anularea de drept a mandatului. Prin urmare, vă rog să vă ridicați, este un moment solemn. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Zemeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, luați loc. Este invitat să depună jurământul domnul consilier Anton Adrian Dan.
Vă rog, aduceți Biblia. Acolo, pune-o poate. Da, da. Jori. Atât. Acum o să încerci la doamna secretar să semnați. Deci, doamna Gori, simplu. Un exemplar vă revine dumneavoastră. Este invitat să depună jurământul. Felicitări. Domnul consilier Ariș Constantin. Jur. Îl invit alături de noi pe domnul Berța Dorel. Jur. Îl invit alături de noi pe domnul Cristea Vasile. Jur. Nu m-am un pic întrerupt că văd că există confuzie. Deci, ca să-i răspunde și Părintelui, Biblia, da, în formula în care este, conține și Noul Testament și atunci le conține și pe cele patru Evanghelii. Are pe ea însemnată și Sfânta Cruce. Deci, de asta am lăsat la o parte, da, celelalte două Biblie. Bun, vă mulțumesc. Deci veți depune jurământul cu mâna pe Biblie și pe Constituție ca să vă vină mai ușor. Îl invit alături de noi pe domnul Dârlău Romeu. Jur. Este invitat domnul diaconul Constantin. Jur. Vă invit alături de noi pe doamna Dobrițoiu Valeria Foca. Jur. Vă rog să vin alături de noi pe domnul Dudou Costel. Domnul Găgescu Petru, vă rog. Jur. Îl invit pe domnul Gorea Redu. Domnul Minculeț Viorel, vă rog. Jur. Îl invit pe domnul Munteanu Gheorghe. Jur. Și
Și ultima, dar nu cea din urmă, doamna consilier Rața Alexandra Ioan. Jur. Față, toate formalitățile au fost îndeplinite, așa că supun la vot constituirea din punct de vedere legal a Consiliului Local al Comunei Zemeș. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci este o hotărâre adoptată în unanimitate, este hotărârea numărul 3 pe ordinea de zi. Acum, dacă avem un Consiliu Local legal constituit, ne trebuie un președinte de ședință. El va prezida ședințele Consiliului dumneavoastră, începând din momentul alegerii sale, pe următoarele trei luni. Dacă cumva doriți să îl schimbați, atunci puteți opta pentru o formulă prin rotație sau altă formulă, cum doriți dumneavoastră. Așa că aștept în acest sens propunerile dumneavoastră. De obicei și în cadrul OAT Comuna Zemeș, președintele de ședință s-a luat în ordine alfabetică. Deci primul este Anton Adrian. Anton Adrian. Bun. Mai este altă propunere în afară de domnul Anton Adrian? Vă rog, eu propun pe domnul Areș, Constantin, că este decanul. Bun. Mai sunt alte propuneri în afară de cele două menționate până acum? Dacă nu, îi întreb pe domnul Anton Adrian Dan și pe domnul Areș Constantin dacă sunt de acord cu aceste propuneri, adică dacă doresc să candidez pentru funcția de președinte de ședință. Da. Da? Eu nu. Nu. Eu fel de însuri. Atunci, supunem la vot, da, pe domnul Anton Adrian Dan. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva, deci din momentul de față, domnul Anton Adrian Dan este președintele de ședință al dumneavoastră pentru următoarele trei luni. O să vă rog să mă lăsați tot pe mine să conduc ședința de astăzi, ca să fie mai ușor. Bun. În momentul acesta, urmează să îl validăm pe domnul primar. În acest sens, o să rog pe doamna președinte al biroului de circumscripție electorală al Comunei Zemeș să ne dea citire hotărârii de la Judecătoria Moinești eliberată în acest sens. Doamna președintă, aveți cuvânt. Conform sentinței civile numărul 1270 din 23 iunie 2016, instanța de judecată, dosar pentru validare primar, instanța de judecată, în numele legii, hotărăște validarea alegerii în circumscripția electorală numărul 93 Zemeș a domnului Tudos Răzvan din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Comunei Zemeș, județul Bacău. Îl invit alături de noi pe domnul primar. Vă rog toată lumea în picioare. Mâna pe Biblie, fața spre Biblie, mâna pe Biblie. Când sunteți pregătiți, vă ascultați. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Zemeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acest ajutor se numește viceprimar. După cum știți, viceprimarul este ales din rândul consilierilor și tot ei îl pot revoca.
De asemenea, el are un mandat pe o durată de 4 ani sau mai scurt, așa cum consideră consilierii. El, în perioada mandatului său, nu va mai primi indemnizația de ședință, dar va primi salariu. În schimb, trebuie să colaboreze foarte strâns cu domnul primar. Așa că vă rog să fiți foarte grijulii în momentul în care veți face propunere pentru această funcție și mai ales să o faceți cu toată responsabilitatea. Aștept propunerile dumneavoastră. Vă rog. Grupul PNL propune pentru funcția de viceprimar pe domnul Minculeț Viorea. Domnul Minculeț Viorea. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, îl întreb pe domnul Minculeț Viorel dacă este de acord cu această nominalizare. Da. Ok, acceptat, da? Atunci, urmează să vă manifestați opțiunea pentru domnul Minculeț Viorel sub forma unui vot secret, care constă în înscrierea mențiunii da, atenție, mențiunea da și nimic mai mult sau nimic altceva, fără X, fără tras de linie, fără inimioare, cum am văzut în alt părți sau mai știu ce. Da? Fără semnături, fără nimic altceva, doar mențiunea da. În dreptul patrulaterului, care va corespunde numelui candidatului propus. După aceea, el, buletinul de vot se va introduce în urnă, va fi o comisie de numărare a voturilor pe care o stabilim imediat, care va număra voturile, va constata validitatea sau nulitatea lor și ne va da rezultatul final. Pentru a fi validat în funcția de viceprimar, candidatul trebuie să întrunească un număr de 50% din numărul voturilor plus 1. Da? Deci o majoritate simplă. În acest sens, ne trebuie 2 membri în comisia de numărat. Propun să fie aceeași cu cei din comisia de validare, mai puțin un membru. Dacă nu sunteți de acord cu această propunere, aștept propunerea dumneavoastră pentru a nominaliza 2 persoane care să facă parte din această comisie. Deci primul grup, Romeo, știu că este deci primul grup de consilieri, da? Al doilea grup de consilieri. Are alte propuneri? Nu. Nu. Deci, cine? Cristian Vasile și Dorel Romeo. Sunteți de acord cu această nominalizare? Cine este pentru? În sus. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, deci avem comisia de numărare a voturilor. Până când doamna secretar va înscrie numele candidatului pe buletinele de vot, vă rog o pauză de 5-10 minute cât este necesar, timp în care îi rog pe membrii comisiei de numărare să vină și să semneze pe buletinele de vot, ca să nu existe după aceea niciun fel de discuție. Atunci, îl invit pe domnul Anton Adrian Dan. Hai, domnul Dărlău Romeu. Domnul Diacon Constantin. Doamna Dobrițoiu Valeria Coca. Aici, bun, da? Da. Du-te acolo. Domnul Dudou Costel. Abia nu la dragul Vlad. Îl dați de mână. Da. Domnul Diacon Constantin. Domnul Godescu Petru. Domnul Gorea Velu. Domnul Minculeț Viorel. Domnul Munteanu Gheorghe. Și doamna Rata Alexandra Ioan. X.
Mai este cineva care nu a votat dintre domnii consilieri? Nu. Atunci, comisia, vă rog frumos, desfaceți urna, răsturnați conținutul ei. Arătați că nu am mai rămas niciun buletin de vot nostru. Și acum încercați să împărțiți pe categorii, dacă este cazul, valide, nevalide și așa. Și două nebifate. Abține. Deci două nule, unul împotrivă și 10 pentru. Doamne, spitalați. Urți. Dați-i buletin de doamne secretare, au să le pună la dosar de constituire. În acest moment îl puteți felicita pe domnul Minculeț Viorel, care este membru. Cu dispozițiile articolului 54 aliniatul 1 din legea numărul 215 din anul 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, după constituire, Consiliul Local își organizează activitatea pe comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră va trebui să vă delimitați niște domenii de activitate pe care le veți atribui unor comisii de specialitate. Aceste comisii nu vor avea drept de vot, în schimb vor avea un vot consultativ, în sensul că ei, membrii acelei comisii, vor analiza proiectele de hotărâre care sunt supuse în dezbatere, dar hotărârea va aparține Consiliului Local în plenul său. Deci comisia respectivă nu va vota, ci doar Consiliul. Dar, pentru a ușura lucrările Consiliului și pentru a putea face o informare corespunzătoare, comisia va analiza documentele în prealabil. Legiuitorul a propus următoarele trei domenii de activitate pentru comisii. Dar dumneavoastră puteți alege câte comisii vă permite numărul de consilieri, ținând cont de faptul că trebuie un număr de minimum 3 consilieri pe fiecare comisie. Asta înseamnă un președinte, un secretar și restul membrilor din acea comisie. Vă fac următoarele propuneri de domenii de activitate. Primul domeniu. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii și comerț. 5 persoane. Un alt domeniu. Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. Și un al treilea domeniu, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor. Trebuie să vă hotărâți cu privire la trei chestiuni. Prima, numărul comisiilor. A doua chestiune este domeniile de activitate atribuite acestor comisii. Și a treia chestiune, și cea mai importantă, componența comisiilor respective. Propun o pauză de 5 minute, vă hotărâți, după care luăm în discuție propunerile care vor fi făcute. Pauză. Ia de dați pauză, ia ne chemați. Păi spun ce sunt bun de 3 minute, Paul. Bun, continuăm. Dacă sunt toți consilierii prezenți, ascultăm propunerile dumneavoastră.
Propun pentru Comisia Economică domnul Miculeț Viorel, Anton Adrian, Dobrițoiu Valeria, Cristea Vasile și domnul Dudău Costel. Bun, asta este o comisie. Da. Comisia Economică și atât? Atât. Comisia Economică și atât. Propun pentru Comisia de Învățământ pe domnul Dârlău Romeo, doamna Rața Alexandra, domnul Berța Dorel și domnul Gorea Arel. Gorea Arel. Și ar mai fi o a treia comisie, da? Da, Comisia de Pază, Protecție, ultima care a scris dumneavoastră de acolo. Administrație publică locală, judecă apărerea și ordinii liniștii publice și a drepturilor cetățenilor. Da. Diaconul Constantin, Gorea Relu, Gogescu Petru, Arici Constantin. Bun, deci să înțeleg așa. Dumneavoastră ați propus trei comisii, ați enunțat componența lor, ați enunțat domeniul. Mai sunt alte propuneri, în afară de propunerea... Da? Atunci, supunem la vot numărul de trei comisii. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, deci votat numărul de trei comisii. Domnilor, doamnelor consilieri, vă rog. Supunem la vot domeniile de activitate, da? Este vorba de prima comisie, Comisia de Buget, a doua comisie, Comisia de Învățământ și cea de-a treia comisie este pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Deci, votate și domeniile în unanimitate. Acum, cu privire la componența al comisiilor, dacă mai aveți de dezbătut, vă rog. Comisia economică din 5 persoane, că este cea mai importantă, odată citirea Alexandra mai citește odată. Miculeț Viorel, Anton Adrian, Dobrițoiu Valeria, Cristea Vasile și Dudău Costel. Bun. A doua comisie aia de învățământ. Domnul Dărlău Romeo, Gorea Relu, Berța Dorel și Rața Alexandru. Bun. Și a treia comisie? Diaconul Constantin, Munteanu Gheorghe, Gogescu Petru, Arici Constantin. Deci 4 și 4 și cu 5. 5. Sunt probleme până acum? Nu? Atunci supunem la vot. Cine este pentru această componență a comisiilor? Vă rog mâna sus. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva, deci componența comisiilor votată în unanimitate. A fost a șasea hotărâre și ultima din ordinea de zi a Consiliului Local de astăzi. Înainte de a încheia, o să rostească un mesaj domnul primar, în calitatea lui de reprezentant al urbei, și după aceea o să vă adresez și eu câteva cuvinte din partea domnului Petrechiu Andrica. Domnul primar, aveți cuvinte. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna manager, pentru prezența care ne-a favorat. Aș vrea să mulțumesc prietenului meu, domnul consilier județean, domnul Claudiu Năstase. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați avut încredere în mine. De fapt, aș vrea să mulțumesc și celor care n-au avut încredere în mine. În următorii 4 ani voi fi primarul și al lor. Da, a fost o hotărâre dificilă. M-am gândit bine când am luat această decizie. Știu că m-am înhămat la niște lucruri complicate sau mai puțin complicate. Sunt convins că vă am alături. Sper să ne înțelegem. Aș vrea să găsesc înțelegeri și în Consiliul Local, la Consiliul Județean, la așa, la instituția prefectului, la guvern, toate instituțiile. Da. Aș vrea să colaborăm și cu biserica, cu școala, cu toți cei care vor și sunt în măsură să facă ceva pentru comună. E o perioadă mai dificilă. A fost greu și pentru vechiul Consiliu. Dar și chiar înainte de alegeri au avut problemele astea care ne-au lovit toți cu apele. Au rămas pentru noi. Sper că împreună să le rezolvăm. Da, sper să fim o echipă și să ducem lucrurile la bun sfârșit. Eu vă mulțumesc. Mulțumim, domnule primar.
O să vă adresez și eu câteva cuvinte din partea domnului prefect Ioan Chicam. În primul rând și în primul rând, domnilor și doamnelor consilieri, vreau să vă felicit pentru mandatele pe care le-ați obținut. De asemenea, domnule primar, mult succes în întreprinderea dumneavoastră. Trebuie să vă subliniez două chestiuni. Prima dintre ele, pe care eu consider foarte importantă, este aceea că trebuie să conștientizați cu toții faptul că tot ceea ce înseamnă campanie electorală, începând din acest moment, s-a încheiat. Până peste 4 ani, când va fi din nou o nouă bătălie politică, se cunosc câteva dintre problemele dumneavoastră. Sunt cele care țin de retrocedarea pădurilor, este vorba de drumuri, este vorba de tot ceea ce înseamnă calamități naturale și apărarea împotriva unor astfel de fenomene nedorite și tot ceea ce înseamnă drumuri locale și drumuri de legătură care să facă o joncțiunea între comunitatea dumneavoastră și restul județului și, de ce nu, chiar al țării. Ceea ce este de reținut este faptul, și aici vreau să subliniez al doilea punct, faptul că noi la instituția prefectului o să facem tot ce ne stă în putință și tot ceea ce ne permite legea, în așa fel încât să vă putem ajuta. De asemenea, o să venim la dumneavoastră în inspecție. Dar nu este o inspecție, sau cel puțin din ceea ce vă pot răspunde, nu este o inspecție care își propune doar să constate nereguli. Este, în primul rând, o inspecție care își propune să vă îndrume. Trebuie să vedeți în noi nu niște oameni care vin să vă facă viața mai grea în administrație, ci niște oameni care sunt colegi cu dumneavoastră, care nu trebuie să fie considerați cei de la centru, iar cei de aici să fie cei de la Zemeș, ci trebuie să fie considerați membri ai aceleiași echipe. Deci, de fiecare dată, când veți avea nelămuriri, probleme, întrebări, vă rog, contactați-ne și vă asigur că ușa noastră vă va fi întotdeauna deschisă. De asemenea, țin să îl încurajez pe cât posibil pe domnul primar, pentru că am înțeles că este la primul lui mandat, în calitatea aceasta, că tot ceea ce înseamnă viața administrativă, chiar dacă nu seamănă cu viața din domeniul privat, se bazează pe același principiu. Inteligență, competitivitate, dorința de a lăsa ceva în urmă și mai ales respectarea legii. Dacă toate aceste patru elemente sunt întrunite și sper că vor fi întrunite la dumneavoastră, atunci nu vor fi probleme. De asemenea, nu sunteți singuri. Așa cum v-am promis, echipa de la instituția prefectului o să vă ajute pe cât posibil. Dar ceea ce este și mai important este faptul că aveți alături o echipă care sper să fie considerată în cel mai scurt timp o familie. Aici, la Primăria Zemeș, alături de colegii dumneavoastră consilieri, vreau să aveți dezbateri, să curgă sânge atunci când este cazul, dar la un moment dat să ajungeți la o hotărâre care va fi luată prin consens și care va fi îndeplinită în tocmai. Trebuie să fiți conștienți că, dincolo de bătăliile, de interesele politice sau personale sau de grup, ceea ce contează și trebuie să primeze este Comuna Zemeș și interesele locuitorilor ei. Dincolo de acestea toate, sunt detaliile. Pe acestea, cu ajutorul doamnei secretar, care vă va îndruma din punct de vedere al legalității, le veți aprofunda în mod special. Vă doresc să aveți un mandat cât mai lung, vă doresc să aveți un mandat cât mai liniștit, cât mai fluid și mai ales cât mai plin de realizări. Vă doresc succes atât dumneavoastră cât și echipei de consilieri. Felicitări! Acestea fiind spuse, declară în mod oficial închisă ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei 10. Mulțumesc!